HCM Râmnicu-Vâlcea și-a propus să revină în prim planul handbalului feminin românesc. Conducerea tehnică a perfectat deja 4 transferuri importante pentru sezonul viitor, în care va avea un nou antrenor, Florentin Pera, ultima oară pe banca Dunării Brăila. În condițiile în care trupa din Zavoi are pentru acțiunile cu Austria și Portugalia din 31 mai 3 iunie alte 3 jucătoare implicate la echipa națională, Andreea Molnar, Cristina Florică și Raluca Băcăoanu, în echipă vor evolua așadar 6 handbaliste aflate în circuitul primei reprezentative. Rămân pe loc alte jucătoare importante, precum Petra Blazek, Irina Glipco, Alicia Fraga, Marton Hero Lopez, Ines și Natalia, toate jucătoare de națională, plus româncele Maria Gavrilă, Alexandra Badea și Diana Ciucă, aflate la rândul lor în vederile sau circuitul echipelor naționale de senioare și tineret. Finalista Cupei României în ultimul sezon, a patra clasată din ultimul sezon a Ligii Naționale, și-a propus clasarea pe podium în campionatul viitor. Vâlcea se va despărți de portarul Razum, pivotul Vucevic, interul stânga Cnic și extrema stângă Tănăsie. Florentin Pera va fi noul antrenor al echipei vâlcene după ce s-a despărțit la sfârșitul acestui sezon de Dunărea Brăila. El va avea așadar la dispoziție o nouă echipă capabilă să se lupte pentru cupele europene, așa cum a fost și cazul CSM Roman în perioada 2013-2016.